Salut! Noi suntem Cocolix și bine ați venit la un episod de Roblox! Hai, Cristina, fugi repede, că e lavă pe desubt. E lavă? Da. Păi și de ce aș fugi de lavă? Că asta arde... mai prietenoasă. Nu, arde, în sfârșit arde mustața la fete cu mustață. Asta puține, putem urca pe chestia asta? Da, mergi cât mai asta sus. Asta este un omuleț de Roblox? Da, și asta este primul obi... Unde ești? Aici, eu sunt chiar primul. Plecați-mă aici. Nu! Ai de viața mea. Ai căzut? Am căzut din cauza că era un capul unu. Aoleu, ai revenit. Să nu te pui pe capul unu sau ceva, că atunci când la sare, că sar și tu ca jos. Aia are parașută, ai și tu parașută, dacă ești pe unu. Serios? Da. Dar acum când sari. Aoleu, stai că voia să mă dea jos, gata, m-am pus pe capul tău, să nu te miști. Da. Să nu te miști, să nu te miști. Voi ce ar fi să rupeți butonul de colanul ăsta de cât mai faine de Roblox? Ia uite și tu aici, pe, dintre asta. S-au pus toți unii peste alții, vezi? Da, da, da. Acum noi supraviețuim. Dar datorită faptului... Pune parașuta, 1-1. Ia uite ce mai mers. Ia uite la tine, ce șmecherești tu să fii. Băi, tu. Băi, frate, ajung odată jos. Ajung. Pasă pe unul dacă vrei să mergi ca... Nu, că e fain cu parașuta. E fain. Ia uite. Parașuta într-o mână, tu e șmecheră. Asta e, de ce mă duc în iarba asta? Pasă pe unul. Aha, gata! Da, ideea este că o să voteze planșele și să vedem ce planșă votăm, Cristina. Stai puțin, că într-o secundă, acum se votează nou. Choose maps, s-o ales. Păi, dar de ce noi nu putem alege? Nu știu, Cristina, să vedem, ia niște bănuți dacă găsești. Care, în 10 secunde vine lava, care e cel mai înalt punct, că nu-l văd? Da, dar cum mă cocoți pe... Pe asta zic, Cum mă cocoți aici? Auzi, ce costă, ce picioare are asta? Asta? Eu uite, știu. Cum s-o curs gățat asta? Nu știu, m-am pus pe capul ei. Gata, mi-a făcut. Uite, stai măcar, mă duc pe chestia asta. Mă duc de aici. De aici eu te bine cum sar. Bă, uite acolo! Unde? Acolo era, dintr-aia. Auzi, îi sar, că asta e lava pe care poți să mergi. Asta e zeamă de pepene. Zeamă de pepene. Sare, te vezi, Cristina? O secundă. Mai puteam. Ziceți, băi, cocoșul, dacă asta nu-i zeamă de pepene. Cristina, de ce mai multe de pepene? Vara nu mă lăsa să iau pepene. Uite, pe asta face genuflexiuni. Mamă, genuflexiuni sau asta e poziția de toaletă? Asta e poziția de toaletă la sportiv. Așa stau sportiv pe toaletă. Să vedem. În 24 de secunde o să se alege, dar cum alegem și noi, cocoșilor? Că vreau și eu să aleg, să-mi pun și aleatoriu. Stai să mă duc aici, la aleatoriu. Să vedem, uite aici, poți să faci parcur. Ia uite, vreau și eu să mă duc să fac parcur. Pot? Parcur e un fel de obi. E obi. Același lucru e este. E obi la care nu trebuie să te oprești. Deci prima oară a fost parcur și era sport. Că se, cu țărau ăștia pe asta și ăștia din Roblox au zis... Four corners, s-a ales deja. Stai să văd. Și ce hoți sunt unii? Ei merg cu parașuta, că atunci să sare direct pe ceva, știi? Înțelegi? Stai să văd și eu pe ce. Am găsit pe unde? Trebuie să intri înăuntru și scări. Înăuntru la ce, da? La asta, uite-te că am găsit. Vino unde-i gamerul, ăla frumos. Uite, aici, mă vezi? Te văd. Vino aici și mergi pe scări, haide. Care sunt scările? Ăla din dreapta, stânga, uite-le. Haide. Yay! Și după aceea vino la mine, că-s mai sus. Yay! Cred că am să câștig și o rundă asta. Așa. Ia uitați, zeamă de pepene! Deci știi ce putem să facem? Rejoin the game to receive your game pass. Nu. Auzi, dacă îți pui dintre asta, te dă cu picioarele mai jos, trebuie să o pui abia la sfârșit. Da, dar știi care e faza? Sau sari. Uite, este o șmecherie. Poți totuși să sari. Auleu, lăsați-mă în pace. Nu te mai mișca, dar stă pe capul meu, Cristina. Hai să te învăț o șmecherie. Te învăț o șmecherie. Da. Te învăț. Când o să fie, mai arată o secundă când ești pe planșă, nu o să apeși pe unul, că te dă de sus și mulți folosesc parașuta ca serios? Să aleagă cel mai înalt loc, da. Știi? Să vedem dacă reușim. Păi... Dar să știți că îmi plac jocurile de genul ăsta. Dar ăsta e mai ușoară. A fost unul când am intrat așa un joc să văd cum este. Mamă, Cristina, cum era de greu. 6 secunde și vedem următoarea planșă. Să apeși pe unul, când mai o secundă. Da. Acum, apasă. Am apăsat. Uite pe mine unde sunt. Uite pe mine unde sunt în aer. Vezi? M-am pus aici. Și du-te pe uite pe ăsta galben. Asta galben. N-am reușit acolo. Hai pe ăsta galben să mergem. Ăsta aici. Auleu, fratele meu. Nu aici cocosul, uite pe ăsta. Bine. Bine că am căzut. Hai, dați-vă la o parte. Vreau și eu. Eu nu o să reușesc. Ai încredere în tine plină. Păi da, eu am, dar s-o grămadă de oameni aici. M-am scufundat. Da? Că eu am reușitizat. Ai reușit? Da, eu de-aia ți-am zis primul lucru, la aia galbă, Cristina, uite că ai reușit, ce n-ai reușit? Am reușit și eu. Da, te-ai dat că nu, pe altă... Nu, că m-am dat că nu, chiar nu reușeam. Ați văzut și voi, eram scufundată în lavă. Da?
Da, pe dedesubtul lavei am notat. Dar uite câte viață mai sus, vezi? Puține, vezi? Da, adică tot mai viață. Cu greu am venit pe uite-l pe ăla de acolo cum se, uite-l pe ăla cum se chinie. Uite la sare. Hai de capul lui. Totuși asta e un fel de lavă mai prietenoasă, ți-am zis eu. E lavă de apă fiartă. Mi-am pus parașuta în ultima secundă. Șmechere, mai ești tu. Ce subțirică e asta și înaltă? Are chitară. Ia uite și tu. Mamă, dar și care-i subțirică? Băi, deci mie îmi place chestia asta la hobby-uri. Bă, era un hobby care îl jucam noi și trebuia să mergi tot timpul în jos. Mai ții minte? Oh, nu mai știu. Mai știți voi? Da, erau planșe diferite și trebuia să mergi tot mai în jos, mai în jos, mai în jos. Ah, da. Scrieți în comentarii cum se cheamă. Nu, nu era parkour. Nu-i dropper. Nu, că tot era, mergeai și tot... Era un fel de hobby și era plașe diferite, așa, într-o clădire care mergea din ce în ce mai în jos și te alegeai. Nu știu, vreau să văd ce zic cocoleșii. Scrieți dacă abonații, că voi știți, voi sunteți minuni. Hai să vedem unde ne ducem cocoleșilor. Bă, trebuie să urcăm pe asta pe sus. Pe diamantul ăla. Uite cum s-a urcat ăla. Dar cum? Stai că am reușit și eu puțin. Băi, îți trebuie aici strategie. Nu, eu cred că ăla mai bine asta la locul meu. Ne putem să iei unii pe alții. Haide. Uite că a reușit acolo pe chestia verde. Care chestie verde? Aici și eu am reușit. Mă, eu stau aici. Oh, cineva s-a cucoțat sus! Da, zic, nu știu, cu parașuta, uite, parașuta a mers. Parașuta, da. Da. Nu! Vai, țineți-mi pomnii cocolișilor să nu mă prindă lava! Nu vreau să prindă lava! Aoleu, cade acoperișul. A, nu trebuia pe acoperiș, toți suntem. Gata, sunt pe acoperiș. Cum, ai urcat pe acoperiș? Ai urcat pe capul meu, Cristina, am urcat sigur. Nu, în ultima secundă m-am gândit. Iuhuu! Ce ai reușit tu, Cristina, mie nu m-a dat niciun ban, niciun nimic. Sunt cam cameriță, ce-i drept, așa-i? Te-ai urcat pe capul meu! Nu. M-ai urcat pe capul meu. Nu, pur și simplu când s-a dus lava jos, am făcut așa un salt, așa, știi, și m-am dus pe acoperiș. Eu am să folosesc parașuta și am să fiu primul. Hai să beau niște apă să mă hidratez. Am mâncat o brânză așa sărată, era sare cu brânză. Oh, lasă tuc. Ai, pe care e cea mai înaltă? Hai, pe clădire. Poftim? Ce? Bă, ce coțoman ești tu. Uite, eu spăr pe ălalt. Coțomanul. Salutare! Bă, dar ce fain e. Ai, de viața mea. Ce fain! Ai, de mine, Monica. Ia uitați. Teneca, da? Da, ai, de mine. Bă, ce șmechere te crezi tu acolo, ai frunzele de parașuta. Deci gândiți-vă că toate ideile pe care le folosești cu Cristina, de unde sunt? Da, și tu ai aceleași idei, de ce nu le folosești și tu? Faci la fel de bine ca mine. Că tastatura asta, când apăs pe unul, am apăsat pe Q, că e diferită de aia pe care o am eu și n-am simțit că, uite, astea-s butoane, tastatura mecanică, tastatura de scris și uite și tu când am reușit și am căzut. Ai înțeles? Am înțeles că te vai. Dă-mă apă, că mă ustură limba de tăsare. Înseamnă, nu vreau să mănânc brânză de oaie. Deci, mă pricep destul de bine, nu-i așa? Dar fără ia, mine, fără mine, Cristina, erai... ancoră. Ancoră? Ancoră erai. Mă duceam direct în jos? Ancoră erai. Ia uite și tu. E bine să ai o ancoră în viață. Ancoră erai acolo jos, la baza apei de lavă. Ce-aș mânca un pepene. Dar să știi că eu nu prea am prins pepen buni. Știți? În Timișoara nu prea am prins pepen buni. Unii de ce? Eu n-aș mai mânca pepene. Atâta zamă face pe jos. Stropi. Cristina, hai să ne urcăm pe ăsta. Bucătăria noastră e toată plină de stropi. Stai. Bă, lăsați-mă și pe mine, bă. Așa. Bă! Așa. Hai de cap meu. Sunt condamnată! Bă, ce tare sunt eu. Sunt condamnată la runda asta. Am ce tare sunt, ce bine mă descurc. Nu! 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 Revinu-ți! Vezi bucățele, uite cum plutez. Cred că pe viitor ce să faci. Uite cât de înalt este. Să apeși pe unul ca să ia direct acolo sus. Și te uiți la ceilalți cum cad. Da, doar că eram destul de la depărtare, știi? Da. Scări și toate chestiile. Dar nu contează că te mergeai oricum la o scară înaltă. Știi care a fost faza? Faza a fost că eu am reușit destul de sus. Dar aici te poți împinge unul în altul. Da, știu. Așa și m-am împins de... Nu am mai văzut de mine. Uite, știi, era plin acolo, plin. Doar doi au supraviețuit. Chiar doar a fost grea runda asta. Foarte grea, Cristina, mai grea decât de obicei. Uite, și tu nu poți să sari aici, că aici este geam. Da, este sticlă. Haide să vedem runda următoare. Apăs pe unul și zic primul sus și râd după aceea și Cristina, poate-ți dau cu... Eu deja sunt pregătită cu parașuta asta. Deja cu parașuta în mână. Știi cum? Da. Ce-i în mână, nu-i minciună. Păi da, normal. Zic, ia să vedem. Frozen Glacier. Așa, unde?
Unde mergem? Unde mergem? Aoleu, nu știu. Care? Uite, vino cu ace, turnul Eiffel ăsta cel mai înalt. Îl vezi? Aoleu! Nu le văzuserăm. Stai că se aruncă cu Lucky Blocks, tu ai văzut? Da. Uite, Cristina, asta de turnul Eiffel de gheață. Asta e la care o scumuda Titanic-ul. Bă, lăsați-mă și pe mine, frate. Haide, cocosule. Dar nu pe ăsta, pe ăla la alt. Uite, vino ca să vezi unde sunt eu. A, ce, nu mai pot. Uite, să te întorci puțin. Pe ăla poți să-și, pe ăsta altă nu poți să-și... A, poți. Chestia este că deasupra oamenilor, dacă se mișcă careva, o să pic. Ia uite-mă cum stau. Mamă, dacă se mișcă unul, Cristina, apate parașută ca să zbor parașută, așa. Nu trebuie să apate parașută! Ți-ai zis de ce apate? Hai, Cristina! Și apate parașută, că nu poți să arunc parașută! Ai supraviețuit totuși. M-am concentrat, ai încercat să faci rău și nu ai reușit. Da, încercat să-ți fac rău, am încercat să te pun unei provocări, pentru că cine face o adevărată dificultate? Știi ceva? Da, continuă. Continuă. Mistet, îmi coace. Cine face o anumită dificultate, ce-i? Pricepus? Nu e adevărat. Au! Zgiridu. Fortress. Fortress. Oh, este! Asta e fortăreață. Bă, lăsați-mă și mine. Stai, dar pun. A, uite, pe aici. Pe toate scările astea. Da, și de pe scări se sar pe verandă și de pe astea se sar pe castel. Și de pe castel se sar mai sus de pe castel. Hai, de ce nu pot să merg? Ok, și acum unde mă duc mai sus? Pe ăsta la alt. Te meterează asta? Unde s-a urcat blondina. Gata, dar nu mă da jos. Gata, am reușit. Deci n-ai să zic ceva la urechi. Nu. Bă, în jocul ăsta poți să împing. Știu, uite. Felix. Vizina, pune parașuta. Nu. Să mă ia puțină apa. S-a pus pe unul. Cristina, ce m-ai făcut? O să intru înapoi. Ce? Mâna mea n-a făcut nimic. Cristina, nu mai ajung înapoi. Bucățica erai tu? Nu, uite aici, înăuntru sunt. Uite, acolo eram eu tot. Aole, am venit până apoi înăuntru. Erai. Iuhu! Te-ai învățat cu parașută, cu din asta, cu... Iuhu! Mi-ai greu de crezi tu. Eu îmi plutea păr pe acolo. Te pui cu mine, ha? Eu voiam să câștig, da? Câte câștiguri ai? Ne arată pe cea câte. Da, uite, eu am 17 și tu ai 2. Mm-hmm. Stai. Survivals 20 și tu 14. Nu. Și am și puncte mai multe decât tine. Nu, la mine lipsește un 0, aveam 140. Da. Choose maps, maze. A, dar aici dacă ploseai parașuta, vedeai tot maze-ul. Stai, că nu pot să mă ridic. A, uite aici. Dar e ușor ăsta. Ia, uite, mă duc direct aici, mă cocoț. Asta erai și tu aici? Ce ai arată aici, că tu ai venit după mine? Și tu erai aici, vrei să mă duc în altă parte. Când am văzut pe unul îți dă ceva roz. Ce tinde butonul la mine, nu vezi că m-a făcut pastra mai înainte, m-a dus direct. Ia, tu ăsta lung. Și când are și degetelul, nu m-am mână lungă. Aaa, nu mă mai atâta. Lasă-mă, pace. Am barbă, ia zi cum se strâmbă Carolina când o pup cu barba. Se strâmbă. Așa face. Nu se încrunt așa, când vin. Dar tot îi place, știi? Ia să vedem de data asta. Aoleu, încă nu s-a întâmplat. Dar trebuie să plutești pe astea, să sari mai o secundă. Așa. Este... Uite, vezi, pe mine m-a pus prima, vezi? Și acum ultimul nivel am să-l câștig eu, pentru că mă sunt foarte hai priceput. Să vedem cine câștigă acum. Hai să vedem pe Mary, da? Pe Mary și... Dar și până acum tot pe Mary tot. Nu, acum e pe... Că te-ai uitat, ți-am zis, du-te acolo, fă-i acolo, du-te, fă-i aia. Ia să vedem, cocolișilor, sunteți martori. Nu uita că sunt genii, până la urmă. Ești. 3, 2, 1... Parașuta! Wow, este. Ia uite ce boss sunt eu, merg la clădire direct, nu ca alții. Da, și eu merg și nu te lasă. Care e intrarea la clădire? Uite pe aici, pe spate. Uite că mă copiază Cristina! Ce te copiezi, frate? Că eu am văzut prima dată că parușta e ineficientă. Da, mă, dar eu am mers la clădirea asta, nu-i iau banul ăsta, eu, uite, eu le iau. Ia-l! Așa. A, nu, lava lupește! Dar serios, dă-mă gură de apă, mi-e foarte sete. Ai spus că pe merit! Nu mai pup mult! Ai văzut de 100 de ori video ăsta! Ia mâna de pe tastatura mea! Ia mi-a pus parașuta! Eu am soție foarte faină, dar... Da, fel să mă iubește mult!
Dacă cât de fain sunt și o să fim serioși acum. Ești foarte fain. Incredibil sunt. De pupici. Dacă Carolina atât de mult este pupată, rămâne așa, așa și pupată stângă-reaptă, stângă-reaptă. Deci Carolina e pupată de 500 de ori pe zi. Minimum. Bun, se pare că eu am câștigat runda asta. Nu uitați să rupeți butonul de Coco Like. Scrieți și comentarii să mai facem, că foarte distractive sunt episoadele de genul ăsta. Și vedeți că sunt super gamberiță. Stai să vedem câte câștiguri am eu. Nu se vede, nu se vede. Pa!